Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile de astăzi. Locuințe sociale tip container este soluția primăriei pentru familiile care au rămas fără adăpost după ce vântul le-a smuls acoperișul barăcii în care stăteau. Un astfel de container modular costă 9.000 de euro, iar primăria cumpără 6. Întreaga sumă se achită din bugetul local. Ursul care a atacat două persoane în orașul nostru este de negăsit. Noapte de noapte pe străzi sunt patrule de supraveghere și tomberoanele sunt ridicate în fiecare seară. Vânătorii stau la pândă, au organizat goane. Rezultatul, au dat de alți urși ieșiți tot pentru a căuta mâncare. A expirat termenul de obținere a autorizației de securitate la incendiu. Cei care nu dețin acest act riscă sancțiuni. Chiar și așa, ISU Brașov susține că nu urmărește să amendeze pe cei care nu au reușit până acum să intre în legalitate. În primă fază, ei încearcă să ajute în obținerea avizelor și autorizațiilor, abia apoi vin cu amenzi. Folclorul este cap de afiș sâmbătă și duminică la Făgăraș. Pe scena Casei de Cultură, artiști și ansambluri din țara Făgărașului și din alte zone ale țării vin să arate frumusețea tradițiilor în cadrul festivalului Făgăraș Foaie de Ceapă. Intrarea la spectacole este liberă. Aproximativ 54.000 de euro investește primăria Făgăraș pentru cumpărarea 6 containere tip locuință, modulare, pentru 6 familii din Făgăraș care au rămas fără adăpost, după ce vântul le-a smuls acoperișul barăcii în care locuiau. Adăpostul este situat în strada Salcâmului, într-o zonă locuită de familii numeroase de romi. Consilierii locali au votat la ultima ședință de plen o rectificare de buget, prin care vor fi făcute achizițiile. Un container costă 9.000 de euro. S-a votat de asemenea și intabularea străzii, unde în prezent locuiesc peste 100 de persoane. Sunt locuințe cu condiții foarte bune, ele vor fi amplasate și racordate la toate utilitățile, iar dacă acest proiect va funcționa, ne vom gândi ca în viitor să construim locuințe sociale cu aceste case familiale tip container. Problema locuințelor sociale este una gravă la Făgăraș, susțin autoritățile. Deși pe ordinea de zi au fost înscrise mai multe proiecte de hotărâre privind vânzarea unor apartamente către municipalitate cu această destinație, nu au trecut în totalitate de votul aleșilor locali. Conducerea orașului susține că actualele spații închiriate de municipiu sunt într-o avansată stare de degradare, astfel că este nevoie de reabilitări. Una dintre clădirile vizate este cea de la Manutanță. Cei de la Manutanța, până la sfârșitul lunii noiembrie, tot acel imobil va fi reabilitat, pentru că nu vom reabilita doar acel acoperiș care a căzut zilele trecute, ci am băgat în reabilitare toată clădirea, reabilitare ce va dura ca și construcție, ca și igienizare și reabilitare, cu o durată de mai mulți ani, de peste 10 ani. Clădirea de la Manutanță a fost reabilitată anul trecut, însă numai parțial, acoperișul și o parte din fațadă. Veche de peste 100 de ani, autoritățile vor să o expertizeze și, pentru că este criză de spații de locuit, să o consolideze. Au găsit alți urși, însă cel căutat e dispărut de 10 zile. Ursul care a atacat două persoane lunea trecută în Făgăraș este încă de negăsit. În ultima perioadă s-au făcut verificări în fiecare noapte pe străzile orașului, mai ales în zona în care a fost văzut ursul, și s-au organizat mai multe goane de împingere în pădurea combinatului. În continuare, în fiecare noapte pe străzile din Făgăraș sunt patrule care supraveghează zona. Mai mult, s-a luat măsura ca în fiecare seară tomberoanele din acea zonă să fie ridicate, pentru a nu mai rămâne resturi de mâncare peste noapte. Totuși, vânătorii aflați în pândă în zona combinatului, dar și pe câmpurile din jurul Făgărașului, au dat marți dimineață de o ursoaică cu un pui de un an. Cum nu era vorba de ursul care a atacat, vânătorii au speriat ursoaica și au gonit-o din zonă. Pe de altă parte, marți seară, la poarta mănăstirii Berivoi, a fost zărit alt urs, în timp ce se plimba prin livada lăcașului de cult și căuta pere. Vânătorii susțin că în zona Făgărașului sunt mai mulți
țurși care coboară de la munte, în livezi sau în lanurile de porumb pentru a căuta de mâncare. De asemenea, și în cartierul combinat vin urșii la tomberoane. Autorizația de securitate la incendiu a devenit obligatorie. Termenul a expirat la data de 30 septembrie 2017. Pompierii amintesc faptul că termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a expirat la sfârșitul lunii septembrie, iar începând cu 1 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii acestui act administrativ sunt pasibili de sancționare contravențională dacă nu dețin autorizații. Termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a expirat la data de 30 septembrie 2017. Prin urmare, punerea în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu a construcțiilor atrage după sine apelor noi, ori acelor existente la care s-au adus lucrări de modificări și schimbări de destinație, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale cu amenzi cuprinse între 20.000 de lei și 50.000 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Brașov susține că nu urmărește să-i amendeze pe cei care nu au reușit până acum să intre în legalitate, ci încearcă să-i ajute să obțină toate avizele și autorizațiile necesare înainte de aplicarea de sancțiuni. Aș dori să precizez că instituția noastră reafirmă disponibilitatea pentru soluționarea situațiilor obiectivelor care funcționează fără autorizație de incendiu și eliberarea actului administrativ. Din partea instituției noastre nu se percepe niciun fel de taxă. Mai mult decât atât, am venit în sprijinul beneficiarilor. Personalul nostru a acordat asistență tehnică de specialitate în 563 de cazuri de la începutul anului până în momentul respectiv, pentru îndrumarea asupra aspectelor care trebuie să îndeplinească pentru a intra în legalitate. Totodată s-a elaborat o platformă online sub forma unui ghid practic unde cei interesați pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentelor necesare pentru eliberarea acestor documente. Documentația tehnică în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu trebuie întocmită conform prevederilor legale de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte atestați. Reamintim faptul că pentru obținerea acestui act administrativ, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov nu percepe vreo taxă. Făgărășenii sunt invitați să ia parte la cea de-a treia ediție a Festivalului Portului Popular, intitulat Făgăraș Foaie de Ceapă. Evenimentul se va desfășura în zilele de 4 și 5 noiembrie, de la ora 17 la Casa Municipală de Cultură și aduce în fața publicului făgărășan numeroși artiști și ansambluri din țara Făgărașului, dar și din alte zone ale țării. În perioada 4 și 5 noiembrie vom avea la Făgăraș Festivalul Portului Popular Făgăraș Foaie de Ceapă, care a ajuns la a treia ediție. În ambele zile, pe scenă vor urca ansambluri din Făgăraș și țara Făgărașului, artiști locali care vor fi acompaniați de Orchestra Casei de Cultură din Făgăraș. Ca invitat special avem Ansamblul Național Transilvania din Baia Mare și Virginia Erimuș în ziua de sâmbătă, iar pentru ziua de duminică va veni Ansamblul Cindrelul Junii Sibiului și Sebastian Stan. Toți artiștii vor fi acompaniați de Orchestra Casei de Cultură din Făgăraș, condusă de maestru dirijor Alexandru Todos. Festivalul se concentrează pe promovarea culturii și a artei tradiționale din țara Făgărașului, dar și ale altor comunități din România. Începând cu ora 17 de-a lungul celor două zile ale evenimentului, artiști populari, artiști făgărășeni, dansatori ai ansamblurilor din Făgăraș și din țara Făgărașului, cât și ansambluri din alte zone ale țării, îi vor încânta pe iubitorii de folclor. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Festivalul Făgăraș Foaie de Ceapă poartă amprenta Casei de Cultură și este finanțat de Consiliul Județean Brașov, Primăria Făgăraș și Casa Municipală de Cultură.